Odată cu încălzirea vremii, strandul Vedea din Alexandria își va redeschide porțile de lunea viitoare. Bazin de înot, bazin pentru copii, loc de joacă pentru cei mici, teren sintetic de fotbal, saună și jacuzzi. De toate acestea se vor putea bucura amatorii de distracție ce vor poposi la strandul Vedea din Alexandria. În ultima perioadă, la strandul din municipiu au fost efectuate și câteva îmbunătățiri. Luni 15 aprilie dăm startul celui de-al 13-lea sezon de funcționare al complexului Strand Vedea. Sunt 13 ani în care ne-am străduit să vă facem vizita aici cât mai plăcută și relaxantă, iar anul acesta nu face excepție. Prețurile sunt aceleași de anul trecut, respectiv 20 de lei accesul la bazinele de înot pentru adulți și 10 lei pentru cei mici, iar copiii sub 7 ani au accesul gratuit. De asemenea, există o serie de facilități pentru anumite categorii, elevi, pensionari, persoane cu dizabilități și multiple tipuri de abonamente pentru toată lumea. Totul a fost pregătit pentru relaxarea în bune condiții a cetățenilor. A fost făcută o lucrare amplă de igienizare, iar spațiile verzi au fost reamenajate. Așa că așteptăm pe toată lumea să se destindă la cele două piscine, la saună și jacuzzi sau în zona de plajă cu șezlonguri. Așadar, vin vești bune și pentru cei care doresc să învețe să înoate. Instructorii de înot își vor relua și ei activitatea la strandul Vedea din Alexandria.